Bun găsit, vă spun din nou, Dana Rusu și Laura Ioana, la o nouă ediție a emisiunii Oameni ca noi. Cu ocazia Zilei Mondiale a Sindromului Down, au avut loc o serie de manifestări dedicate acestui eveniment, care se includ în seria mondială de acțiuni pentru evidențierea zilei de 21 martie. Scopul acestor manifestări este de a informa și de a atrage atenția societății și autorităților asupra sindromului Down. Copiii și tinerii care au această afecțiune au sărbătorit alături de cei care au șansa de a fi normali, iar zâmbetele lor au depășit falsele bariere. Petrica, ce zi e azi? Azi e ziua mea. E și ziua prietenului tău? Da. Cum îl cheamă? Mocamani. Cum ați petrecut astăzi? Super. Ce ați făcut? Petrecere. Petrecere? Da. Cu cântece, cu dansuri? Da, dansuri. Cine a lipsit astăzi la petrecere? Cine a lipsit? Mai multă încredere din partea oamenilor, să zicem, obișnuiți. Și poate ar fi trebuit să fie mai multe lacrimi de bucurie. Pentru că, nu știu dacă a fost toată petrecerea noastră, din păcate unii părinți n-au plâns numai de bucurie. Asta e. Și ce a lipsit? Să învățăm să credem în copii ca ei, să învățăm să iubim de la ei, asta este cel mai important, și să învățăm să nu mai fim răi. Dacă toți am avea pe jumătate sufletul pe care l-au ei, n-ar fi nici problemele care sunt astăzi și am trece mai vesel prin viață toți, absolut toți. Deci ar trebui să învățăm de la ei, asta a lipsit. Cine a fost astăzi la petrecere? Niște copii speciali, niște oameni speciali și niște părinți norocoși, spunem noi, că au acești copii minunați. Și a fost multă bucurie, asta a fost în primul rând la petrecerea noastră. E greu să organizezi o petrecere? Dacă o faci cu sufletul, nu. E mai mult decât ușor. Noi am făcut-o, să zicem, pe grabă. Ne-am bâlbâit, ne-am emoționat toți, ce până la cei mari, până la cei mici. Dar eu zic că a ieșit bine, cum să vă spun eu. Și ce să fie greu până la urmă? Adică de ce să fie greu? Dacă vine Laurențiu și bate palma cu tine la sfârșit, n-a mai fost nimic greu. Ionuț, care e rolul tău astăzi aici? Aici, în această asociație, sunt privit ca voluntar, lucrez ca voluntar, iar rolul meu este ca să ajut copiii, toți copiii din asociație care își sărbătoresc ziua astăzi, în această zi minunată, care toată lumea trebuie să se bucure de ea. În cursul săptămânilor care au trecut și care vor fi, faci kinetoterapie, îi ajuți la mobilitate. Astăzi, la ce i-ai ajutat? Astăzi am ajutat ca să se simtă bine, să uite de problemele care le au de obicei și să arate lumii că și ei pot să zâmbească, chiar mai bine decât noi. E complicat să fii voluntar? Nu. Îți trebuie doar o inimă mare și un suflet deschis ca să poți să ajuți pe cineva. Nu este nevoie de nimic mai mult. E comunitate și tu care mă respect și mă iubesc așa cum sunt. Sunt foarte special și asta îi ajută ca să ne facă pe noi să-i ajutăm înapoi. Sărbare. E greu să pregătești o astfel de sărbare?
Nu, chiar deloc, nu este greu. Am venit, am ajutat, n-a fost dificil deloc. Cu ce ai ajutat? Mi-am pregătit tot ce este aici. Am umflat baloanele, am pus pozele, ne-am jucat și cu copiii, că am avut timp, evident, în fiecare sâmbătă ne jucăm cu ei și facem diverse activități. Cântecele cine le-a ales? Păi cântecele împreună. Am ales cele mai frumoase, le-am ascultat și le-am ales și la tuturor le-au plăcut. Nu, chiar nu este deloc complicat. Ce ai fi făcut în duminica asta dacă nu veni aici? Cred că aș fi stat. Da. Și chiar nu regret nimic din ce am făcut. Colegii, prietenii tăi din facultate, cum te privesc? Știu ce faci tu ca voluntar? Nu, nu știu, că nu m-am dus la nimeni să zic. Nu, unii dintre ei care mai vorbesc așa știu, dar... Ei mereu mă întreb dacă lucrez ca voluntar și dacă iau bani și am zis nu, munca de voluntariat se face din suflet, gratis și cu, nu știu, cu toată dăruirea pe care o ai. Cum a fost azi la petrecere? Frumos. De ce a fost frumos? Că copiii a spus frumos rolul. Cine i-a învățat rolul? Mămica? Mama. Mama. Da. Și mai cine? Doamna Liana. Doamna Liana. Care a dat rolul. Inima ta într-o zi specială, nu? Da. Cât de specială e ziua de azi? E totuși sărbătoare, nu e cam fiecare da, zi. Da, e o sărbătoare care mi-a plăcut cel mai mult. Ai mulți prieteni aici? Da. M-am prietenit cu toții. Vrei să pleci, dar nu. Să-ți spun ce simt acum.